Salutare, oameni buni, sunt Andru, că bine ați venit la CSimbet. Biletul pe care l-am dat ieri a fost unul câștigător, biletul unde jucasem Leipzig să dea 2, 2 plus la Stuttgart să bată Kiel și Bournemouth să marcheze. A picat din păcate marcatorul Openda unde jucasem să dea 2 goluri, Openda a marcat, dar a marcat o singură dată. Bun, pentru astăzi o să pariem așa, o să pariem o să pun încă un bilet, o să joc cote 2. Sunt meciurile din Italia care mi se par foarte grele, meciul lui Milan, adică grele în sensul că greu de anticipat, nu știu dacă Milan va juca mai tare aici pentru că e pe 2, e deja asigurată oarecum de locurile de Champions League, Roma e pe 5, ar trebui să joace și în campionat, dar urmează returul cu Milan, nu știu exact care va dori mai mult, așa că mi se pare greu. Am jucat la Liverpool cu Crystal Palace, mi se pare că Liverpool nu a jucat la capacitate maximă în meciul cu Atalanta, de aceea au pierdut 3-0. Nici n-au jucat din primul minut, n-a jucat Salah, n-a jucat Nunez, n-a jucat Diaz, n-a jucat Alexander-Arnold Robertson și nici Szoboszlai. În mod normal, Liverpool ar trebui să bată aici pe Crystal pentru că cred că Liverpool are șanse la campionat și cred că asta este ținta lui Klopp, să câștige campionatul. Așa că am jucat, Liverpool marchează 2 goluri și este un bet builder. Liverpool marchează 2 plus și Liverpool să aibă peste 4,5 cornere. Este o cotă de 1,40 acest bet builder. Bun, meciul 2 am jucat din România, aici am jucat o cotă mai mare, CFR Cluj cu FCSB. De obicei, de până acum am cam tot jucat pe FCSB, ori am jucat pe ei X2 cu dublă și 2 plus goluri, ori am jucat-o pe FCSB la zădea 2. Acum joacă la CFR, CFR nu mai are nimic de pierdut, este pe locul 4, i-a luat fața farul. Nu, farul este foarte aproape de CFR Cluj și ar putea farul să tragă la locul 4. Aici nu are, nu, aici nu este clasamentul de play-off. Aici e clasamentul de play-off. CFR pe 2, farul e pe 4. A venit la 2 puncte în spatele CFR-ului. CFR-ul se poate distanța de Craiova care a pierdut și cred că nu are ce să piardă CFR Cluj. Vor juca foarte tare. Echipa lor este una destul de bună. În ciuda înfrângerii cu Craiova au avut foarte multe șuturi pe poartă. Echipa care vine cu multe atacuri. FCSB e adevărat că a fost categoric cea mai bună echipă pentru că și campionatul nostru a fost foarte slab. Toate echipele au fost foarte slabe. CFR Cluj în tur a fost în meciul din campionatul regulat a fost 1-1 la CFR. Acum o văd pe CFR să joace mult mai incisiv pentru că nu mai au nimic de pierdut. Au bătut-o pe Rapid 4-1 ultima partidă. FCSB a bătut 2-0 pe Craiova, dar Craiova e foarte slabă. Eu aici am jucat CFR să câștige o repriză. Anticipez aici un meci bun făcut de CFR, măcar o repriză să câștige CFR-ul. CFR câștigă o repriză la cotă de 1,75. Asta este cota mare de pe biletul meu și am mai jucat încă o cotă să ne apropiem de 3. Mi se pare destul de grele meciurile de astăzi și în Spania. Am jucat la Bilbao cu Villarreal. Bilbao, o echipă foarte, foarte frumoasă, cu un joc extrem de bun ofensiv. Au reușit să câștige cupa săptămâna trecută. Acum încă ar mai fi în luptă pentru locul 4. Atletico tocmai a câștigat și va fi destul de greu să ia locul 4. Însă pe teren propriu joacă bine. Villarreal este cea mai ofensivă echipă cu cele mai multe meciuri de peste 2,5. Are 20 de meciuri de peste cu foarte multe goluri primite, 53, dar și a și marcat 48. Bilbao a marcat 50, dar mult mai bună defensivă, a primit 28. De obicei la Bilbao acasă, Bilbao ar fi favorită. Am zis să joc un pariu peste 1,5 la o cotă mică care să ne ducă biletul la cotă 3. Deci să vedem 2 goluri aici, cred că lejer putem vedea un 2-1, 2-2 sau 1-2. Deci peste 1,5 goluri la acest meci. Astfel avem o cotă de 3, Liverpool să marcheze 2 goluri și să aibă peste 4 cornere, CFR Cluj să câștige o repriză și la Bilbao Villarreal 2+. Ăsta e biletul cotă 3. Dacă jucați și voi, zic să avem baftă, nu uitați să lăsați un like și ne auzim data viitoare.